Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mist. Pentru că nu știu dacă mâine, când încep vlogmas numărul 2, mai am ce să vă arăt, m-am hotărât să vă arăt acum cât este de frumos, a nins în 1 decembrie, adică de fapt încă este 30 noiembrie, seara, ninge. Ninge! Ia uite ce vezi pe geam. Se poate! Îți place? Stai cum ți-o mândă și mănânc. Acum asta e problema. Stai să aprindem becul. Eu vreau pâine cu pateu. Pâine cu pateu? Ok. Nu. Eu vreau lapte cu biscuiți. Ok. Cum ai dormit? Perfecta. Perfecta, ți-e foame? Da. Hai. Și ți somn? Păi cât e ceasul? Cum a văzut? Alexa! Stop! Să-i ai spus stop? Încă ai umplut! Trebuie să crezi că m-am ceas. Numărul 1, caută numărul 1. Undeva jos trebuie să fie. Într-una mare. Ai găsit? Da! Aici! Hai să vedem ce-a... De ce stăm două grafie acolo? Pentru că a fost mai grea pungulița. O desfaci? Da! Unde? Ce-o fi în punga aia? Nu mai nimic. Păi ia uite de ce e ăla. O bluză. Nu. Desfă-l. Poți să-l desfaci? Da. Deci te ajută mami? Asta ajută mami. Aia putem să o aruncăm la gunoi. Ce anume? Cutia aia. Cutia putem să o aruncăm. Punga? Da. Hai, pune-te aici jos, să-ți arăt ce e asta. Da. Ce-i asta? Asta ești tu cam așa. Așa. Și aici? Hai sus. O bluză. Nu-i bluză, e shorts. Să facem plecție împreună. Iubitul meu. Îți place ce ai primit în prima zi de advent? Da. Da? Ești frumos? Toate sunt goale aici la ele. Nu, toate sunt pline. Atunci ce caută ăsta aici? Păi ăla este pentru zilele, unul este pentru ziua în care vine Moș Crăciun, pentru că Moș Crăciun îți aduce oricum mai multe cadouri, și celălalt este pentru ziua în care vine Moș Nicolae. Celălalt nu, da. Celălalt Moș Crăciun. De... Da, de mult așa, e long time, no see. V-am arătat de dimineață, l-am îmbrăcat pe Aris, am plecat la grădiniță, s-a desfăcut cadouașul pentru astăzi. Afară este un peisaj de poveste, deci este atât, atât de frumos. Acum încă nu mai este atât de frumos pentru că toată lumea și-a lopătat în fața casei. Dar azi dimineață când am ieșit cu Aris, nimeni nu avea lopătat și era atât de frumos de... Și Aris a fost înnebunit, dacă n-a chițăit pe afară de numă. Și am plecat spre școală și n-am mers 2 km, am făcut dreapta spre orașul unde este școala și direct ne-am oprit, pentru că era ștau. M-am uitat imediat pe navigator, am văzut că și autostrada care nu este departe este la fel în ștau și a anunțat la radio că este un accident și este închisă autostrada. Și am stat, și am stat, și am stat, și am stat jumătate de oră în mașină așteptând să mișcăm ceva.
În afară de faptul că foarte multă lume se întorcea înapoi, n-am făcut niciun metru. Deci nici măcar un metru, în jumătate de oră. Și l-am sunat pe un coleg de-al meu care știu că și el merge în aceeași direcție, doar că el intră pe drumul acesta național undeva mai în apropierea orașului și mi-a zis că și el este la fel tot în ștaua. Asta însemna că eu trebuie să merg până în punctul unde era el, cam 16 km. Deci 16 km erau ștaua. Să numărați de câte ori am spus ștaua în tot ce povestesc acum. Și m-am hotărât să mă întorc înapoi, asta pentru că riscul ca să nu mă mai întorc la timp să le iau pe Aris, pentru că nimeni nu poate să-ți spună da, se termină totul până la 12 când eu trebuie să plec înapoi, pentru că oricum astăzi ar fi trebuit să plec mai repede decât o făceam în mod normal. Așa că nu avea sens să mă duc pentru 2 ore la curs, asta în cazul, în cel mai fericit caz, în cazul în care se elibera drumul și puteam să înaintez și să ajung la curs chiar și cu întârziere. Ajungeam cel mai probabil pe la 10, 9 și jumătate 10, stăteam până la 11 și jumătate și mă întorceam înapoi, deci chiar nu are sens. Și când m-am întors înapoi, am scris la prof, am și făcut o poză să se vadă clar că într-adevăr am stat în ștau și i-am scris și mesaj, i-am spus că o rog frumos să-mi trimită temele și tot absolut ce fac ei. Și eu voi face de acasă ce fac ei la curs. Singurul dezavantaj este că la cursul acesta nu ai voie să lipsești mai mult de 30% din totalul orelor. Și faptul că eu am avut concediu 2 săptămâni la început și am mai lipsit când a fost Aris bolnav, sunt puțin la limită. Dar asta este, dacă pierd cursul pentru că trebuie să lipsesc, nu am ce să fac. Se poate îmbolnăvi și copilul, mă pot îmbolnăvi și eu, se întâmplă și situații de genul ăsta, cred că oricine poate să înțeleagă, dar m-am pus, am lopătat când am ajuns acasă și îmi pare atât de rău că trebuie să lopătez, deci nu suport să lopătez, după mine ar trebui să fie peste tot așa un covor alb, dar na, asta este, am lopătat, da, și acum vreau să urc în pod, să iau sania lui Aris și cred că mă duc cu Sania să le iau de la grădiniță după masă. Vecinii mei, vedeți acolo și ei lopătează. Și eu am curățat așa în linii mari. Uitați la vecinul din stânga, de exemplu, pentru că a lopătat înaintea mea mai de dimineață și nu a călcat zăpada. Aici la noi este așa pentru că a încălcat-o. Dar unde nu a fost călcată zăpada deloc, s-a curățat mult mai bine. Este atât de frumos peisaj de poveste. Și încă mai ninge puțin, nu puteți voi să vedeți, nu vă dați seama, dar fulguie așa încet. For Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the... Pentru că azi dimineață i-am scris profei să-mi trimită ce fac ei la curs și încă este ora 11 fără 20, nu mi-a trimis absolut nimic. Mă pun eu să fac, uite așa efectiv în carte, fac mai departe din capitolul în care, de la care suntem acum și încerc să reiau din urmă ceea ce consider eu că nu am învățat suficient sau că ar trebui să mai aprofundez. Ideea este că în perioada asta, pentru mine cel puțin, subiectele din carte, ceea ce se învață în carte, mi se pare inutil. Adică eu consider că am alte slăbiciuni, ca să spun așa, și ceea ce fac din carte nu mă ajută foarte mult, dar totuși trebuie făcut pentru că te ajută pe partea de, nu știu, de scris, cu cât scrii mai mult, cu atât poți mai bine, de gândit, să-ți vină ideile mult mai ușor atunci când scrii ceva, ai teme diferite și atunci cumva îți îmbogățești cunoștințele cu fiecare temă pe care o faci, pentru că pentru fiecare temă, în general, trebuie să te informezi de pe internet, mai cauți informații și atunci scrii totul în textul pe care tu trebuie să-l compui pentru tema ta și cumva ajută și partea asta, doar că nu foarte mult pe gramatică. Din cartea de exerciții, cred că vi l-am mai arătat eu cărțile astea în urmă cu ceva timp când v-am spus despre școală. În cartea asta, aici sunt doar exerciții de gramatică. Astea le-am făcut deja, este aproape gata cartea, cred că mai avem 2 capitole din ea, pe care le facem așa, când cum, dar este foarte bine structurată și vă recomand, chiar dacă nu sunteți la școală și vreți să învățați germană de acasă, nici nu costă mult, 17,50 € costă cartea, uitați, așa se numește, bine, asta este pentru B2, dar au și pentru B1 și pentru A2 și pentru toate grupele, cred că de la TELC.
Și sunt foarte bine structurate și tabelele, să vă faceți o idee, vă arăt aici tabelele de gramatică, ceea ce ține de articole, de adjective, de tot absolut. Sunt foarte, foarte, foarte bine structurate, astfel încât să-ți fie foarte ușor să le înveți cu exemple, cu exerciții. Bineînțeles, se pot face treburile astea și dacă ți le faci tu singur, nu trebuie să dai 18 euro pe o carte, dar cred că ajută. Cred că ajută foarte, foarte, foarte mult dacă sunteți atât de ambițioși încât să învățați singur acasă. Eu nu am fost atât de ambițioasă, mi-am scos o grămadă de informații, doar că n-am aprofundat și n-am făcut exerciții. Și fără exercițiu, exercițiul este mama învățăturii, nu degeaba se spune, nu? Bine, vă las, pentru că vorbesc mult. Mă pun pe treabă și ne auzim puțin mai târziu când merg după Paris, afară cred că plouă sau este o lapoviță, așa văd că se topește zăpada, îmi vine să nebunesc, am scos Sania, ați văzut, și cred că trebuie să o duc înapoi pentru că dacă Aris o vede și afară nu mai este zăpadă să poată să meargă cu Sania, va fi foarte dezamăgit, așa că cred că o să o bag înapoi. Pentru mine și pentru Aris am făcut rapid niște paste cu ton, pentru că aveam niște paste fierte rămase de aseară și le-am făcut rapid. Sunt extraordinar de gustoase. Dacă nu ați încercat, am să încerc să filmez o rețetă dacă sunteți interesați cât de curând, pentru că sunt gata efectiv în 3 minute. Cine merge așa? Am de zăpadă. Am de zăpadă, așa merge? Wow! Dar unde mergi tu acum cu tati? Să faceți om de zăpadă! Da! Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as snow. L-ai terminat? Din ce? Din ce? Ai de mine, ce frumusețe! Ai grijă! Dar nasul ăsta e fenomenal! Numai nu se prea vede lumina, este proastă lumina. Dar sunt convinsă că vă faceți o idee. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside. Ați intrat, hai? Ce avem nevoie să căligul ăsta să-i tragem. Bine, hai să trage și să ridicăm. Bine, hai să începem. Da. Dăm ăsta jos. Perfect, ai dat jos. Da, dăm pe jos, îl punem aici. Corect. Și băgăm asta în filmat. În filmat? Da. Puteți să ne filmezi cum construim. Trebuie să ne călăbim de un... Da. Dar nu e ora de somn, mami? Bă, este? Păi hai, te mai dă 5 minute și după aceea mergem la pat, da? 5-5. Atât. Păi atâta e mult, pentru ora asta e foarte mult. Ok? Mâine iarăși mergem la grădini și la școală. Și tati e obosit, și mami, și tu. Îmi și imaginam că nu e. Băieții sunt dincolo, se mai joacă puțin la Aris.
în cameră și eu m-am apucat, m-am demachiat deja de 3 sfert, am vorbit un pic cu voi și pe un moment dat seama că iarăși am început să vorbesc mult pe lângă subiect și va fi mult prea lung vlogul. Nu-mi doresc deloc să fac vlog măsuri lungi pentru că știu că foarte multe fete fac vlog măsuri anul acesta și cred că suntem prea multe. Și tocmai de aceea cred că ce-i prea mult e prea mult. Oricum, vlogul de astăzi și cel de ieri au ieșit oricum prea lungi, așa că să văd cum mă limitez. Eu știu că cine ne urmărește cu drag, ne urmărește mai mult cu plăcere, adică cu cât sunt mai lungi vlogurile, cu atât mai bine, doar că, v-am spus, în perioada asta multă lume face și urmărești mai multe persoane și atunci este greu să ții pasul cu toată lumea. Dar voi încerca și mâine să filmez, nu știu ce, nu știu când, nu știu cum, nu știu cât, dar sper să reușesc să filmez măcar să am de un vlog de 5 minute, să rămână totul așa, toate amintirile să rămână acolo. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și pe mâine! Pa! Christmas, I only want